Binecunoscutul medic neurolog, profesorul Dumitru Constantin Dulcan, vine duminică 12 noiembrie la Deva la ora 16. Biblioteca Județeană Ovid Densușianu, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, organizează conferința având drept subiect Puterea Vindecătoare a Cuvântului, în sala mare a Teatrului de Artă din Deva, fiind așteptați hunedoreni în număr cât mai mare. Medicul profesor Dumitru Constantin Dulcan nu mai are nevoie de prezentare. Cărțile și conferințele sale, bucurându-se în ultimii 30 de ani de un succes impresionant din partea unui public tot mai numeros, tot mai interesat de marile probleme ale credinței, ale genezei, ale tainelor universului. Conferința susținută de profesorul Dumitru Constantin Dulcan va aduce în fața auditorului ideile cuprinse în recenta sa carte intitulată Cuvinte alese, carte considerată o chintesență a ideilor sale, idei care încearcă să ofere chei de înțelegere a universului. Cuvintele profesorului Dulcan sunt lămuritoare în acest sens. Fiecare dintre noi își ocupă locul său în univers, în virtutea unei gândiri înscrise dincolo de noi. Acest rost ne conferă motivația de a fi și calea de eliberare, de salvare. Avem nevoie de o nouă conștiință, o nouă gândire, o nouă paradigmă, o nouă spiritualitate. Așadar, duminică de la ora 16, sunteți așteptați în sala mare a Teatrului de Artă Deva la o întâlnire specială cu binecunoscutul medic neurolog.